Aș vrea să vă invit să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu la Evrei, capitolul 11. Și să citim împreună câteva versete. Evrei, capitolul 11. Și vom citi de la versetul 8. Prin credință, Avram, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Prin credință a venit și s-a așezat el în țara făgăduinței, ca într-o țară care nu era a lui, și a locuit în corturi, ca și Isaac și Iacov, care erau împreună moștenitori, cu el ai aceleiași făgăduințe. Căci el aștepta cetatea care are temelii tari, al cărei meșteri și ziditor este Dumnezeu. Prin credință și Sara, cu toată vârsta ei trecută, a primit putere să zămislească, fiindcă a crezut în credincioșia celui ce-i făgăduise. De aceea, dintr-un singur om și încă un om aproape mort, s-a născut o sămânță în mare număr, ca stelele cerului, ca nisipul de pe malul mării, care nu se poate număra. În credință au murit toți aceștia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Cei ce vorbesc în felul acesta arată deslușit că sunt în căutarea unei patrii. Dacă ar fi avut în vedere pe aceea din care ieșiseră, negreșit că ar fi avut vreme să se întoarcă în ea. Dar dorea o patrie mai bună, adică o patrie cerească. De aceea lui Dumnezeu nu este rușine să se numească Dumnezeul lor, căci le-a pregătit o cetate. Prin credință a adus Avram jertfă pe Isaac când a fost pus la încercare, el care primise făgăduințele cu bucurie, a adus jertfă pe singurul lui fiu. El căruia i se spusese, în Isaac vei avea o sămânță care îți va purta numele. Căci se gândea că Dumnezeu poate să învieze chiar și din morți și drept vorbind că a înviat din morți l-a primit înapoi. Amin. Amin. În această după amiază aș dori să privim la cuvântul lui Dumnezeu și să observăm o altă latură a credinței sau să privim viața omului credincios dintr-un alt unghi. Tot capitolul acesta vorbește despre credință, dar cu precădere aș dori să vă ofer următoarea perspectivă, să privim textul acesta din următoarea perspectivă, deși el poate fi privit din multe unghiuri. Să privim acest text ca un fel de prototip, da? Un fel de imagine oferită prin viața lui Avram a călătoriei noastre pe pământ, care trebuie să fie prin credință. Prin credință. De aceea aș dori în primul rând să ne uităm la ieșirea lui Avram, din țara în care era și plecarea lui spre țara promisă ca o imagine a ieșirii noastre din lume. Spune Scriptura aici, prin credință Avram, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. În primul rând vreau să observați, referitor la credință, că întotdeauna credința este un răspuns la chemarea lui Dumnezeu. Da? Un răspuns la chemarea lui Dumnezeu. Este o afirmație banală la un moment dat. Nu, credința este un răspuns la chemarea lui Dumnezeu. Dar asta ne duce la lămurirea, pentru cei care nu au lămurită chestiunea asta, ceea ce se întâmplă în mântuirea noastră. Noi nu inițiem absolut nimic. Da? Noi nu inițiem absolut nimic. Dumnezeu este acela care inițiază mântuirea și El, prin chemarea Lui eficace, produce în noi această credință, da? Credința răspunde chemării lui Dumnezeu. Dar hai să vedem câteva aspecte referitoare la această chemare. Chemarea lui Dumnezeu este o chemare a harului. Avram a fost un păgân ca toți ceilalți păgâni din țara în care el trăia. Avram nu era cu nimic mai deosebit decât ceilalți oameni. Dumnezeu l-a chemat pur și simplu datorită faptului că a vrut să-l cheme. Da? Nu exista niciun merit în Avram pentru chestiunea asta. Chemarea lui Dumnezeu este o chemare a harului. Nu o merităm. Totuși El ne o cheamă. Răspunsul este în harul Lui. Răspunsul nu este în deciziile noastre, că noi am făcut cu mânuța lui Dumnezeu, că am mișcat mâna legată de lanțul și Dumnezeu a văzut semnul pe care l-am făcut. Nu! Răspunsul este în harul lui Dumnezeu. Să proslăvim și să lăudăm pe Dumnezeu pentru harul Lui. Chemarea lui Dumnezeu este o chemare a harului. Chemarea lui Dumnezeu este o chemare liberă și suverană. Dumnezeu l-a chemat pe Avram și n-a chemat pe alții pentru că așa a vrut El. Nu există niciun răspuns pentru motivul pentru care a fost chemat Avram și nu ceilalți. Și vedeți că Avram are și el niște tendințe firești destul de pronunțate.
destul de pronunțate. Și dacă am fi privit pe în viitor și am fi văzut faptele lui Avram după ce a fost justificat de Dumnezeu, am fi spus un asemenea om nu merită să fie justificat, nu merită să fie chemat, nu merită să primească promisiunile pe care le-a primit Avram. Și nu le merita. Dar chemarea lui Dumnezeu nu este o chemare a liberei noastre voințe sau o chemare care este activată, accesată de libera noastră voință, ci este o chemare care depinde de suveranitatea lui Dumnezeu. Aplicat la noi înșine, nu există niciun motiv pentru care Dumnezeu m-a chemat pe mine sau pe tine și n-a chemat pe altul decât suveranitatea Lui. Nu există niciun alt motiv. Niciun alt motiv decât că Dumnezeu este suveran în chemările pe care le face. În al treilea rând, chemarea lui Dumnezeu este chemare eficientă. Dumnezeu l-a chemat pe Avram și Avram a răspuns chemării lui Dumnezeu. Noi nu negăm răspunsul pe care omul trebuie să-l dea chemării lui Dumnezeu, ci spunem că acest răspuns este provocat, produs de chemarea lui Dumnezeu, da? De chemarea lui Dumnezeu. Și mie îmi place să vorbesc înainte de a vorbi de harul irezistibil ca o forță irezistibilă. Vreau să vorbesc despre harul irezistibil ca despre o frumusețe irezistibilă. Pentru că atunci când priviți la Avram și la alți oameni al lui Dumnezeu, chiar și în capitolul acesta, veți vedea că Dumnezeu le-a arătat oamenilor acestora o patrie, o țară, o cetate, o lume viitoare, ca și cum l-ar fi văzut pe Dumnezeu. Deci înainte ca Dumnezeu să lucreze cu forța lui ca să-i atragă, Dumnezeu le-a arătat frumusețea lui irezistibilă, da? În felul acesta Dumnezeu lucrează în viețile noastre. Să nu vă imaginați că Dumnezeu scoate bărbați din casele de toleranță și târâie spre adunare și spre biserică și ei se gândesc tot cu capul, stau cu capul tot la femeile cu care curveau înainte. Nu, nici vorbă de așa ceva. Dumnezeu le arată din potrivă că există o satisfacție mai puternică, o frumusețe extraordinară în persoana Domnului Iisus Hristos, incomparabil cu ce au văzut și experimentat ei vreodată. Despre asta este vorba, da? Despre asta este vorba. Auzeam pe cineva recent la un congres mare, congres a unui cult apostat, care spunea: domnule, ăștia care predică că mântuirea nu se pierde, ăștia predică că Dumnezeu scoate bărbați din curviile lor, ei vor să se ducă acolo, dar Dumnezeu îi bagă în cer cu forța. Nici vorba de așa ceva. Nici vorba de așa ceva. Asta este o caricaturizare penibilă a tot ceea ce citim în Sfânta Scriptură și eu n-am auzit încă pe nimeni să învețe lucrul acesta. Da? În primul rând, așadar, credința este un răspuns la chemarea lui Dumnezeu. Este un răspuns. Nu este o inițiativă. În al doilea rând, credința duce la ascultare. Citim în continuare. Prin credință, Avram, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să leacă moștenire, prin credință a ascultat. Nu există și credință și fapte, și credință și ascultare, ci credință ascultătoare. Credință care se supune, credință sfințitoare, da? Deci Dumnezeu nu ne pune să... Și Dumnezeu nu face noi o combinație dintre darul lui, darul credinței și faptele noastre. Nu, credința pe care El o lucrează noi este o credință care ne duce la ascultare. Asta spune textul. Prin credință a ascultat. Nu zice că a crezut, dar după asta trebuie și să asculți, frate. Numai să crezi. Nu, dacă ai crezut cu adevărat, vei asculta, pentru că ascultarea ta este un rezultat al credinței. Asta face Evanghelia să fie o Evanghelie a Harului. Asta face mântuirea să fie bazată în întregime pe credință. O credință care duce la ascultare. Da? Duce la ascultare. Avram a ascultat și ascultarea lui Avram este cu atât mai specială cu cât ne gândim ce a implicat ascultarea lui. A implicat ieșirea dintr-o țară, a implicat despărțirea de cultura lui, de societatea în care a trăit. Este greu să faci o mutare din asta, din experiență vă spun. Este foarte greu să faci o mutare din asta, mai ales să fie ruptura care a fost în viața lui, în viața lui Avram. Și ceea ce Dumnezeu i-a cerut în primul lui Avram și ceea ce înseamnă pentru noi ieșirea din lume, înseamnă în primul rând nu ieșire fizică. Fraților, să nu iubim lumea. Fraților, să lăsăm lumea aceasta cu lucrurile ei. Eu mi-aduc aminte când am fost adolescent, așa i-am amprentat în capul meu, că totdeauna mă gândeam, oare ce vor să spună frații prin treaba asta? Că frații ăștia care ne spun să ies din lume și ei să duc la muncă, și ei câștigă bani, și ei își cumpără mașini, și ei investesc în apartamentele lor, la ce se referă frați? Să nu ne mai ocupăm cu lucrurile lumii acestea. Băi, dar eu ce mănânc mâine dimineață? La ce se referă oamenii aceștia? Ce ne învață Sfânta Scriptură? Sfânta Scriptură ne vorbește despre sistemul de valori. Despre poftele, păcatele, trăirea, umblarea lumii. Despre asta este vorba. Asta este despărțirea pe care Dumnezeu ne-o propovăduiește în cuvântul lui. Despărțirea despre care vorbește Scriptura este o despărțire nu fizică în primul rând, ci morală și spirituală. De sistemul lumesc.
Nu de oameni, de sistemul lumesc. De valorile, sistemul lumesc, cu valorile lui, cu standardele lui, cu obiceiurile lui, cu trăirea lui, cu poftele lui, cu păcatele lui, cu umblările lui. Asta e despărțirea pe care Dumnezeu ne-o cere. Da? Asta e despărțirea pe care Dumnezeu ne-o cere. Da? Credința duce la această ascultare. Bineînțeles, această despărțire morală, spirituală de lume va avea implicații practice. Unii vor trebui să-și lase de poate un geab care interferează cu ascultarea lui de Domnul Iisus Hristos. Da? Unul poate va trebui să suporte niște traume în familie pentru că asta interferează cu ascultarea de Domnul Iisus Hristos. Și mulți dintre noi care suntem aici am experimentat lucrul acesta, da? Cu partenerii de căsătorie și așa mai departe. Este credința duce la această ascultare, dar numai credința care vede frumusețea Domnului Iisus Hristos și care este un răspuns la chemarea eficace a lui Dumnezeu, credința aceea te poate duce la această ascultare. Altfel nu vei putea să faci sacrificiile pe care Dumnezeu ți le cere ca să le faci. Da? Credința duce la ascultare. A treia observație. Credința se întemeiază pe promisiunile lucrurilor viitoare. Da? Credința se întemeiază pe promisiunile lucrurilor viitoare. Zice Scriptura foarte interesantă aici despre Avram, că el a ascultat și s-a dus să plece, l-a chemat Dumnezeu să plece într-un loc care avea, pe care avea să-l ia ca moștenire. Da? El știa destinația spre un loc pe care avea să-l ia ca moștenire, dar nu știa drumul. Știa destinația, dar nu știa drumul. Și aici trebuie să echilibrăm puțin lucrurile. Într-adevăr, Evanghelia este o Evanghelie care ne confruntă, care ne descoperă păcatul și așa mai departe. Dar nimeni niciodată nu s-ar converti dacă nu are parte de promisiunile Evangheliei. Evanghelia fără promisiunile ei nu este Evanghelie. Și omul acesta ni se arată. Dumnezeu i-a făcut niște promisiuni cu privire la lucrurile viitoare. Niște promisiuni cu privire la lucrurile viitoare. Și a patra observație la punctul acesta este că credința nu are toate detaliile lucrurilor promise. Nu are toate detaliile lucrurilor promise. Auziți ce spune? Și a plecat, foarte interesant, fără să știe unde se duce. Fii atent. Deci ești păgân, da? Ești un păgân între păgâni. Deci mâine dimineață faci toate bagajele. Avan, ce faci? Plec. Unde pleci? Care e răspunsul? Nu știu. Dar de ce pleci? Mi-a spus Dumnezeu. Care? Păi singurul Dumnezeu adevărat. Cum îl cheamă? Nu știu. Ce-ar fi spus oricine despre Avram? Avram s-o țăcănit. Au ceva revelații în asta străină azi noapte, s-o țăcănit de cap. Și ăsta și-a făcut bagajul și-a plecat. Și mai trage și pe alții după el. Pentru că el prin credință a văzut niște realități pe care toți orbii de lângă el nu le vedeau. De ce? Pentru că Dumnezeu nu i-a chemat. Ăsta e singurul răspuns. Pentru că Dumnezeu nu i-a chemat. Credința nu înseamnă că Dumnezeu îți dă toate detaliile drumului, da? Credința nu înseamnă că funcționează un fel după un fel de GPS. Ai toate detaliile. Doamne, arată-mi ce e înainte, că altfel eu nu fac pasul. Nici vorbe de așa ceva. Dumnezeu ne spune destinația, dar nu ne spune care este drumul, da? El ne-a spus unde ne cheamă, dar nu ne-a spus cum ne va duce acolo. El ne-a spus că ne cheamă în împărăția lui. Și vom ajunge acolo. Dar nu ne-a spus cum ne va duce acolo. Și mulți dintre noi, dacă am fi aflat toate lucrurile prin care vom trece, chiar în ziua convertirii, probabil că ne-ar fi cutremurat. Și atunci ne-am fi gândit, nu aș fi în stare, nu voi fi în stare să trec. Și adevărul este că n-am fi fost în stare, pentru că recunoaștem că în toate lucrurile a fost puterea lui Dumnezeu. Procedurile lui Dumnezeu de a ne duce spre locul acela de multe ori sunt foarte, foarte dureroase. Dar important este că vom ajunge la acea destinație. Așadar, din versetul acesta vedem asemănarea cu ieșirea noastră din lume, cu convertirea, cu întoarcerea noastră la Dumnezeu. Hai să vedem perseverența noastră, cum este asemănită cu locuirea lui Avram în Canaan. Versetul 9 și 10. Prin credință a venit și s-a așezat el în țara făgăduinței, s-a așezat, ca într-o țară care nu era a lui. Și a locuit în corturi ca și Isaac și Iacov, care erau împreună moștenitori cu el ai aceleași făgăduințe. Căci el a așteptat cetatea care are temelii tari, ale cărei meșter și ziditor este Dumnezeu. Nebunia lui Avram, din punct de vedere omenesc, continuă. Dumnezeu îi promite țara și el zice să duce în țara aceea și nu zice, asta e țara, gata, să construim imperiu. Nu! Deși la asta te-ai fi așteptat, dacă ar fi privit cu, ai privit cu niște ochi lumești, naturali, la promisiunile pe care le-a făcut Dumnezeu. Haideți să facem din nou câteva observații despre credință. Omul credincios, în primul rând, privește lumea ca un loc temporar. Omul credincios privește lumea ca un om temporar. Și lucrul ăsta este cu atât mai extraordinar la Avram, cu cât el chiar avea promisiunea țării pământești. El chiar avea promisiunea. Noi nu avem promisiunea unui loc pământesc, dar el avea promisiunea asta și tot privea lumea ca un loc temporar.
Țara promisă o privea ca un loc temporar. Prin credință a venit și s-a așezat el în țara făgăduinței ca într-o țară care nu era a lui. De ce? Că sufletul lui, sufletul acestui om era făcut pentru o altă țară. Cred că C.S. Lewis spunea că dacă nu ne găsim locul pe pământul acesta, cel mai probabil suntem făcuți pentru alt loc, pentru o altă țară, pentru o altă casă. Și uitați-vă la tulburarea asta, haosul ăsta în care trăiește omul, umblând după tot felul de lucru, încercând să-și găsească cândva locul, să ajungă la independență financiară, la nu știu ce, la nu știu ce, la nu știu ce, și trece viața și tot nu și-a găsit locul. Pentru că Dumnezeu ne-a creat pentru altă țară, pentru alt loc și pentru altă casă. A doua observație. Cele mai grozave promisiuni și binecuvântări pământești sunt străine pentru omul credincios. Sunt străine pentru noi. Există o despărțire lăuntrică spirituală de lucrurile acestea. Acum, dacă te-ai gândit la Avram, Dumnezeu i-a dat țara făgăduinței, i-a promis-o. Și el zice că s-a dus și a așezat într-o țară care nu era lui. S-a așezat în țara aceasta. Și să te uiți la Avram și să spui, măi, omul ăsta era nerecunoscător. Dumnezeu i-a dat țara promisiunea făgăduinței și trebuia să privească țara aceasta ca propria lui țară, pentru că Dumnezeu i-a promis-o. Zic că asta e viața, tata. Asta e realitatea. Asta e. Și Avram nu vede lucrurile așa. Te-ai fi dus probabil la Avram și ai spus, Avram, văd în inima ta nemulțumire. Văd că încă nu ești sătul, nu ești satisfăcut, nu ești împlinit. Avram, văd, de ce stai în corturi? Așează-te, omule! Înfinge-ți rădăcinile! Asta e împărăția, asta e viața, asta e țara făgăduinței. Asta ți-o promis ție Dumnezeu, ești unic om la care o promis așa ceva. Bagă-ți rădăcinile adânc în pământ, fă-ți aici acasă, ce faci? Și Avram tot are așa un sentiment de ducă. Are un dor așa de a pleca. Și ai putea să interpretezi asta ca o nemulțumire. De fapt, este credință. Pentru că credința vede cele mai grozave binecuvântări pământești ca străine. Ca străine. Dar are un sentiment de despărțire de ele. Da? De despărțire de ele. Și logica este următoare. Dacă îți lipești nu doar mâinile, ochii, ci și inima de lucrurile materiale, n-am spus dacă le ai. Și dacă îți lipești nu doar mâinile și ochii, ci și inima de lucrurile materiale, lucrurile acestea vin și pleacă și îți vor provoca această plecare a lor, în special nu venirea lor, îți vor provoca o suferință incalculabilă. Și Dumnezeu, care ne cunoaște inimile și ne iubește, ne provoacă mai multă suferință atunci când, cu o forță irezistibilă, smulge idolatria din inimile noastre. Idolatria care are în vizor lucrurile materiale. Și face lucrul ăsta de multe ori. Pentru că nu avem acest sentiment de înstrăinare pe care are omul credincios. Pe ce se bazează sentimentul ăsta de înstrăinare? Vom vedea imediat pe ce. Facem a treia observație. Și vedeți care e logica lucrurilor, da? Că în spate nu este o nebunie. Credința îl face pe om, pe Avram, și credința ne face pe noi să ne autolimităm din punct de vedere material. Ia uzi ce spune. Și a locuit în corturi ca și Isaac și Iacov, care erau împreună moștenitori cu el, ai aceleași făgăduințe. Deci pe lângă că l-a tras, pe lângă că el trăia așa, i-a mai tras și generațiile următoare după el. Da? Am stat de vorbă cu cineva recent și cu un credincios. Și spunea, da, am înțeles, predicare, nu știu ce, da, toate treburile astea. Dar tu nu te gândești la pruncii tăi? Nu te-ai apucat să faci nimic, să construiești nimic? Dar tu nu te gândești la pruncii tăi? Ai vrea să crească mari pruncii tăi și să spună, cine a lăsat tata? Ce a făcut tata pentru noi? Ia uite ce a făcut Avram cu copiii lui. Cu Isaac și Iacov, care erau împreună moștenitori cu el, a aceleași făgăduințe, a locuit în corturi. Și a tras generațiile următoare după el. În aceeași mentalitate, da? Credința te face să te autolimitezi din punct de vedere material. Cu alte cuvinte, investițiile noastre, felul în care folosim lucrurile materiale, vor trăda dacă mintea noastră este înnoită cu lucrurile viitoare, da? Cu frumusețea lucrurilor viitoare. Există o autolimitare din punct de vedere material pe care credincioșii o experimentează, o practică datorită a ceea ce văd ei cu ochii spirituali. Da? E clar. A patra observație este că omul credinței, a menționat deja lucrul acesta, și a amprentat copiii cu perspectiva lui. Noi ne naștem în felul acesta, cu tentacolele înfipte în pământul acesta. Asta e poziția noastră de bază. Da? Asta e, așa ne naștem, direcționați, cu tentacolele puternic înfipte în pământul acesta. Și necesită o operație foarte puternică a Duhului Sfânt și foarte dureroasă ca el să decapiteze toate rădăcinile astea firești.
ca să trăim în lumea asta, să ne folosim de lumea asta cu toate bogățiile ei, dar inima noastră să aibă un sentiment de înstrăinare. E o operație foarte dureroasă, dar pentru toți copiii lui Dumnezeu, Dumnezeu face lucrarea aceasta cu eficiență. Atunci, observație, omul, acțiunile acestui om credincios au la bază o așteptare spirituală. Aici e secretul. Că cel aștepta, deci el locuiește în corturi. Vezi cu cortul pe Avram. Avram era, hai să înțelegem bine, Avram era putre de bogat. Avram era foarte bogat. Deci omul ăsta nu arunca toate lucrurile pe care le câștiga, tot le dădea în dreapta și nu, omul ăsta era putre de bogat. Totuși trăia cu acest sentiment de înstrăinare. Se autolimita din punct de vedere material. De ce? Căci el aștepta ce? Cetatea. El trăia în corturi pentru că aștepta cetatea. Cortul arată pribegia lui, da? Că se simțea străin în țara făgăduinței. Aștepta cetatea care are temelii tari, al cărei meșter și ziditor este Dumnezeu. Puteți să fiți siguri că Avram n-avea escatologia pe care o avem noi. Dar și în Vechiul Testament omul ăsta avea o escatologie minimală. Domnule, știa că el e în cort și așteaptă o cetate. Și el vrea să ajungă la cetatea aia. Și pentru că vrea să ajungă repede la cetatea aia, nu s-a mai pus să-și facă casă. Asta nu este niciun fel de apropo, dar ca să înțelegeți ce era în mintea lui Avram, da? Asta era în mintea lui Avram. Ceea ce pe noi ne face să înțelegem că acțiunile noastre, cum a fost acțiunile lui Avram, se nasc din niște așteptări duhovnicești. Așteptările noastre duhovnicești vor duce la niște acțiuni. Doar o tânjire, o așteptare, o dorință aprinsă și înflăcărată, cultivată mereu prin cuvânt și prin descoperirea Duhului Sfânt, după o cetate viitoare, o împărăție viitoare, ne va putea face să trăim prin credință și să imităm viața lui Avram. Da? Deci doar dacă tânjim, doar dacă avem o dorință aprinsă, puternică, după lucrurile viitoare care ni sunt descoperite în cuvânt și prin Duhul Sfânt, doar dacă avem această tânjire, putem să sacrificăm din punct de vedere material. Putem să ne autolimităm. Dacă nu aveam această așteptare, asta e viața, trăiește tată. Că alta, cine știe ce-o fi. Da? Și dacă ne-am pus încrederea în Hristos doar pentru viața aceasta, suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Dar cu alte cuvinte, credința așteaptă ceva mai bun decât lumea materială. Credința așteaptă ceva mai bun decât lumea materială. Și comparația pe care am făcut-o altă dată referitor la credință, ca să înțelegem cum funcționează, este prin această imagine a ochilor. Credința este sunt ca niște ochi, dar ai sufletului. La fel cum ochii fizici sunt izbiți, atrași, satisfăcuți, încântați de frumusețea estetică a lumii materiale, da? Ochii fizici accesează informația despre lucrurile materiale, la fel ochii credinței sunt satisfăcuți doar de lumea viitoare, doar de o cetate mai bună, mai trainică, cetatea veșnică. Da? Omul credinței vrea cetatea în care domnește Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat harul ăsta să trăim în România unde domnește deocamdată Dragnea și restul așa și Dumnezeu ne ajută să tânjim după o altă cetate. Slavă Domnului! Și pentru lucrul ăsta, nu pentru infracțiuni, da? Că El lucrează în fel și chip în inimile noastre. Asta este credința, asta este credința. Credința vede realitatea spirituală. Și ajung la al treilea punct. Deci, ieșirea lui Avram arată spre ieșirea noastră din lume. Locuirea lui Avram, chiar într-o țară bogată, cu multe bogății. Țineți minte lucrul acesta, că dacă Avram era un sărăntoc, lipit pământului, Avram puteai să zici, da, domnule, n-avea nimic, ca el să gândea, să te așa, contempla în sărăcia lui, lângă două tufe de cartofi și doi știulezi de porumb și să gândea la lumea viitoare, Doamne, vină mai degrabă. Nu, omul era putre de bogat și să gândea la lumea viitoare. Cu atât mai grozav este credința lui, cu cât omul ăsta își cam permitea orice vroia el, da? Își permitea să facă războaie și să-i bată. Își permitea să facă războaie pe cheltuiala sa pentru alții. Și să nu ia nimic de la ei, nici măcar un fir de ață. Deci asta era credința acestui om, nu că nu avea lucrurile acestea, ci că el practica o autolimitare materială care arăta așteptările lui duhovnicești. Și al treilea punct, care ne spune altceva despre credința acestui om, ne arată Scriptura, sărim peste versetul 11 și 12, pentru că vreau să am un mesaj separat despre Isaac și cum s-a născut el și așa mai departe. Mergem la versetul 13, unde spune Scriptura așa, în credință au murit toți aceștia, da? Face un sumar, un sumar la viețile mai multor oameni, toți oamenii credinței, au murit fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut de departe și le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Da?
Asta vorbește deja despre ultima fază, da? Despre intrarea noastră în glorie, despre glorificare. Cei ce vorbesc în felul acesta arată deslușit că sunt în căutarea unei patrii, dacă ar fi avut în vedere pe aceea din care ieșiseră negreșit și că ar fi avut vreme să se întoarcă în ea. Dar dorea o patrie mai bună, adică o patrie cerească, de aceea lui Dumnezeu nu îi iese rușine să se numească Dumnezeul lor, că și le-a pregătit o cetate. Iarăși câteva observații despre credință. Credința nu aduce în existență promisiunile acum și aici. Credința nu aduce în existență promisiunile acum și aici. Este o teologie foarte răspândită în lumea aceasta, sumarizată prin cuvântul credinței, așa se cheamă, cuvântul credinței, care spune că e foarte practicată această tehnică pe care o consider orientală, demonică, vrăjitorească, cum vreți dumneavoastră, dar nu biblică, care spune în felul următor. Trebuie să vizualizezi lucru pe care tu crezi că ți l-a promis Dumnezeu, că în Biblie nu spune că Dumnezeu îți dă un BMW de 150.000 de euro, dar trebuie să-l vizualizezi, da? Sau o casă cu 7 etaje. Îl vizualizezi și proclam prin credință lucrul ăla, da? Proclam să vină o casă cu nu știu cum, proclam să vină o mașină, proclam să vină bani, proclam să vină cu tare. Și dacă proclam suficient de mult în legătură cu donațiile pe care le faci la un guru, care te învață să faci proclamațiile acestea, Dumnezeu te va binecuvânta și te va ajuta să... Dumnezeu îți va da să ai lucrul acela. Cu alte cuvinte, asta este și un fel, e o teologie foarte ciudată, da? Noi suntem un fel de mici Dumnezei, care avem în noi puterea creatoare a lui Dumnezeu și când rostim cuvântul puterii, producem lucruri în lumea spirituală și doar e o chestiune de timp până când se întâmplă lucrul ăla. Acum, cine e atât de prost, că n-ai cum să numești altfel lucrul ăsta, să creadă lucrul ăsta, să ducă să uite în oglindă, să proclame ce vrea el. Nu va primi nimic. Trebuie să-și pună osul la treabă, să ducă să muncească ca să reușească să facă ceva. Poți să proclame un burger mâine dimineață și nu o să-i vină decât dacă îți plătești pentru el. Deci nu se întâmplă lucrul ăsta în practică, da? Oricum, unii oameni cred chestiunea asta, da? Sunt mulți oameni care cred enormitățile astea. Acest tip de escatologie realizată, da? Asta, adică avem acum lucruri pe care Dumnezeu ni le-a promis în viitor, da? O lume extraordinară și măcar o parte din ea să o avem acum, această escatologie realizată. Știm din practică că îi umple de obicei buzunarele impostorilor care provăduiesc asemenea enormități, înșeală oamenii, le procură o credință falsă pentru că este o credință orientată, legată, care are ca obiect lucrurile materiale, da, seamănă mai mult cu religiile orientale, în care vizualizează oamenii tot felul de lucruri și te pregătește pentru mari dezamăgiri. Pentru foarte, foarte, foarte mari dezamăgiri, atrăgând totodată la credința asta oameni lumești, care nu-L iubesc pe Dumnezeu, ci iubesc lucrurile materiale. Cine n-ar veni să lua asemenea credință, nu? Uite, te învățăm noi niște tehnici, vizualizezi, proclami și ai. Super! Și eu iubesc pe Domnul Iisus Hristos, lucrurile pe care El mi le dă. Seamănă cu Moș Crăciun, dar foarte bogat. Da? Orice om lumesc și-ar dori un asemenea Hristos. Da? Asta nu este Hristosul Sfintei Scripturi. Auziți ce spune Biblia despre oamenii aceștia? În credință au murit. În credință au murit. Nu? Sună mai bine, în credință au trăit, nu? Credință au trăit. În credință au murit. Cu alte cuvinte, cea mai mare problemă nu este dacă mori, ci cum mori. Dacă mori în credință, ei au trăit în credință, dar au și murit în credință. Oamenii aceștia au murit în credință. Mai mult zice au murit fără să fi căpătat lucrurile făgăduite. Auziți, în credință n-au căpătat lucrurile făgăduite. Cum sună asta? Noi prin credință așa, prin credință mutăm munții, prin credință primim, prin credință ne ajută, prin credință ne vindecă, prin credință ne face. Nu prin credință, prin credință, prin credință. Dar auziți ce spune aici? Prin credință n-au primit lucrurile făgăduite. Au murit fără să fi căpătat lucrurile făgăduite. Tot prin credință. Dar credința, asta e prima observație, nu aduce în existență promisiunile acum și aici. Ci credința ne face siguri și ne face să ne bazăm și să trăim pe baza unor promisiuni care se vor împlini cândva. Dar nu neapărat acum și aici. O parte dintre ele se împlinesc acum și aici. Dar nu toate, da? Tragedia așadar nu este să mori, tragedia este să nu mori în credință. Și să ajungi dincolo și să fii în acel loc de chin despărțit total de Dumnezeu. Da? Nu să mori fizic, ci să mori veșnic, spiritual, despărțit pentru totdeauna de Dumnezeu și de răscumpărații Lui și de lumea viitoare pe care El a pregătit-o pentru ei. A doua observație. Credința deschide ochii pentru lucruri care se află departe acum. Au zis ce spune? Ci doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe. Cum le-au văzut? Vreau să citiți despre Avram și să-mi spuneți ce Biblia vrea Avram
în care el a văzut lucrurile acestea. Dumnezeu i-a făcut descoperirea acestui om prin credință cu privire la lucrurile viitoare și el a spus merită să uit de lucrurile lumii acestea, să trăiesc ca străin și călător, pentru că ceea ce Dumnezeu mi-a arătat este infinit mai prețios și frumos decât tot ce am eu pe pământul acesta. Doar oamenii aceștia pot să se comporte ca niște oameni de credincioși. Au zis, le-au văzut și le-au urat de bine de departe. Cu alte cuvinte, le-au văzut, le-au apreciat și le-au dorit. Le-au văzut. Doar credința, aici este secretul, doar credința te poate să faci, te poate face să vezi lumea spirituală invizibilă. Ochii ăștia sufletești. De aceea Pavel se roagă ca Dumnezeu să le dea un duh de descoperire și de pricepere în cunoașterea lui și să le lumineze ochii inimii ca să vadă. Ca să vadă. Dacă nu ai ochii inimii luminați, asculți predica asta să se pare o mare prostie. Ce lume viitoare? Ce cetate? Ce... Despre ce vorbește omule bun? Dar cum arată lucrurile alea? Alea nu le poți vedea frumusețea decât prin credință. Doar prin credință. Credința îți deschide ochii pentru lucruri care se află departe acum, da? Departe acum. Și întrebarea pentru noi este dacă noi avem această atracție față de lucrurile viitoare. Față de lumea viitoare. Dacă ne dorim, dacă tânjim după ea, dacă inima noastră este înflăcărată după lucrurile acestea, da? Le-a urat de bine de departe. Adică au fost atrași de ele. A treia observație. Credința ne face străini și călători pe pământ. Mărturisim că sunt străini și călători pe pământ. Cum au mărturisit că sunt străini și călători pe pământ? Prin credință. Prin credință priveau la lucrurile acelea pe care Dumnezeu le-a pregătit. Ai destinația noastră, ai viața pe care o dorim, pe pământ suntem străini și călători. Dacă n-ai credință, dacă nu ți-ți deschiși ochii inimii să vezi frumusețea lucrurilor spirituale, nu vei trăi ca un străin și călător. Da? Nu vei trăi ca un străin și călător. Cu alte cuvinte, credința ne lipește de realitatea invizibilă, veșnică și ne desprinde de pământ. Ne desprinde de pământ. Trăim pe pământ, folosim lucrurile acestui pământ, dar le folosim pentru împărăția lui Dumnezeu în care dorim să ajungem. Da? Noi suntem intrați pozițional în ea, dar vrem să ajungem de plin în ea. Doar credința te poate să privești viața așa. A patra observație, credința implantează noi dorința după o altă patrie. Cei ce vorbesc în felul acesta arată deslușit sau clar că sunt în căutarea unei patrii. Dacă ar fi avut în vedere pe aceea din care ieșiseră negreșit, că ar fi avut vreme să se întoarcă în ea. Vreau să vă spun ceva, fraților. Noi așteptăm altă patrie, altă lume, altă cetate. Da? Dar vreau să vă spun ceva. Noi avem timp să ne întoarcem în lume. Aveți tot timpul să vă întoarceți în lume. Dacă vreți să vă întoarceți în lume, aveți tot timpul să vă întoarceți în lume. Timp aveți. Dar nu aveți inima să vă întoarceți în lume. Și ei aveau timp să se întoarcă în cetatea lor, în patria lor din mai înainte. Timp aveau. Dar nu aveau inimă să se mai întoarcă acolo. De ce? Pentru că inima lor a fost schimbată. Pentru că Dumnezeu le-a deschis ochii spre altă realitate. Și cetatea, patria din care au ieșit, societatea din care au ieșit, era un mare gunoi. Un mare gunoi pe lângă ceea ce le-a pregătit Dumnezeu. Noi avem timp să ne întoarcem în lume. Dar nu mai avem inima să ne întoarcem în lume. Asta este diferența. Pentru că inima noastră, ochii inimii noastre au fost deschiși de Duhul Sfânt, prin cuvânt, la frumusețea lucrurilor spirituale. N-am cum să le descriu asta. La frumusețea lucrurilor spirituale. Și aceste lucruri spirituale au o atracție irezistibilă pentru sufletul, inima omului credincios. Și el este gata să dea tot, să vândă tot pentru lucrurile acelea. Pentru că el vede prin credință lucrurile acelea. Bineînțeles, din exterior asta pare o nebunie. Și așa este pentru ochiul lumesc. Noi nu spunem că nu este o nebunie. Noi ne uităm la ei, știm că sunt ori spirituali și tot ceea ce văd ei este cu ochii fizici. Și așa trăiesc. Ăsta e naturalismul. Noi trăim într-o dimensiune supranaturală, invizibilă, da? Dar adevărată. Și în final, credința primește confirmarea lui Dumnezeu. Ia auziți, un lucru extraordinar de frumos. De aceea lui Dumnezeu nu-i este rușine să se numească Dumnezeul lor, că și le-a pregătit o cetate. Asta e un fel de confirmare a lui Dumnezeu. Credința primește confirmarea lui Dumnezeu. Când tu trăiești în felul acesta, privești spre patria care ți-a pregătit-o Dumnezeu, spre tot ce ți-a pregătit Dumnezeu și dorești lucrurile acelea mai mult decât orice și trăiești pe pământul acesta cu o dorință continuă, cu o tânjire continuă după destinația aceea finală, zice Dumnezeu că Dumnezeu nu este rușine să se numească Dumnezeul nostru. Acum dacă vă gândiți la Avram, de exemplu, că vorbim despre el în mare parte, deși în versetul 13 deja avem o concluzie, vorbim despre oamenii lui Dumnezeu în general care au avut credință. Dacă te gândești la Avram, Avram în episodul cu Agar, Avram în episodul cu
în care minte de vreo două ori cu privire la relația pe care o avea cu Sara, ai fi spus, băi, câtă rușine a făcut asta lui Dumnezeu. Dar dincolo de falimentele acestea, el a fost un om al credinței. A fost un om care toată viața lui a avut privirile orientate spre ceea ce a promis Dumnezeu, da? Și mai cu seamă spre lucrurile acestea viitoare. Pe orice credincios, și pe mine și pe dumneavoastră, sunt sigur că ne mișcă până la lacrimi această imagine minunată, pe care această fereastră extraordinară, fascinat, nu ai cum să nu fii fascinat de ea. Această fereastră pe care Dumnezeu ne-o dă, ne pune cu capul așa în veșnicie și ne arată finalul tuturor lucrurilor. E fantastic. Felul în care Dumnezeu arată cei mai înțelepți, cei mai puternici oameni ai lumii acestea, care se duc la munți și la strâni și strigă ca nebunii. Nu, descrierea ți-ar sta în fața unei se strigă, cazi peste mine. Din cauza mâniei mielului. Și de cealaltă parte ai aceeași fereastră în veșnicie care îți arată toți răscumpărații lui Dumnezeu. În veșnicie. Îmbrăcați în haine albe. Spălați în sângele mielului. Stând în fața tronului lui Dumnezeu și dându-i închinare. Asta e lumea pe care a pregătit-o Dumnezeu. Asta este imaginea pe care trebuie să o avem totdeauna. Finalul pe care îl vor avea oamenii aceștia și lumea materială care va arde cu trosnet, mânia lui Dumnezeu care va cădea peste oamenii aceștia și mânia mielului și toți răscumpărații lui Dumnezeu care au tânjit după acea patrie și care au ajuns în acea patrie în prezența lui Dumnezeu și care se vor bucura o veșnicie în prezența lui Dumnezeu. Să ne dea Dumnezeu, ăsta e lucru pe care trebuie să vizualizați prin credință. Da? Nu BMW-uri, nu mașini, nu avioane, nu... Ăsta e lucru pe care trebuie să-l vizualizăm prin credință. Să deschidem cuvântul lui Dumnezeu, să ne rugăm lui Dumnezeu, că de asta avem cuvântul acesta profetic, să ne rugăm lui Dumnezeu ca prin Duhul Sfânt să ne deschidă ochii inimii, să vedem nu aceste lucruri cu mintea, ci să vedem frumusețea acestor lucruri și să nască noi această tânjire. Este cartea aceasta a lui Isaac Ambroze, tipărită la perla suferinței, privind țintă la Iisus. Și toate aplicațiile sunt făcute în genul ăsta. Să tânjim după Hristos care cu tare și cu tare și cu tare și cu tare. Să tânjim după Hristos care cu tare și cu tare. La fel vă spun în seara aceasta. Să citiți ceea ce Dumnezeu ne-a pregătit în lumea viitoare, informații pe care Avram nu le avea. Avram avea niște informații foarte vaci, dar le vedea spiritual, duhovnicește. Și era atras de ele și le dorea. Și să ne rugăm fiecare dintre noi ca Dumnezeu să ne facă o descoperire prin Duhul Sfânt lăuntrică, da? A sufletului nostru, numai citirii cuvântului lui Dumnezeu, a frumuseții acestor lucruri. Și să trecem pe pământul acesta așa cum trebuie să trecem. Și Dumnezeu să ne ajute. Amin.